Elevii școlii gimnaziale Budea de Jos au oferit părinților un spectacol în așteptarea lui Moș Crăciun. Spectacolul s-a consumat într-un cadru adecvat sărbătorilor de iarnă din incinta școlii. Copiii au cântat colinde și cântece de iarnă. În sala de sport a instituției de învățământ a fost organizat un bogat târg de Crăciun. Fiecare clasă s-a îngrijit să aibă expuse pe stand decorațiuni de pom și ornamente handmade, specifice acestei perioade, dar și produse gastronomice de la prăjituri până la sarmale. Clătite! Clătite și sunt bune! Eu așa zic! De unde ai învățat să faci clătite? De la mama! De la mama și cum le faci? Adică ce ingrediente pui? În aluat? Da. Păi pun un ou, un plic de zahăr vanilat, da. Zahăr, sare, amestec, pun apă minerală și făină, până îți faci o compoziție mai bună. Și cu ce le umpli? Păi am cu ciocolată, cu vișine, cu afine, dacă topping peste. Cine... Și care sunt cele mai căutate? Cu ce umpli? Cu ciocolată. Ciocolată, da? Succes! Mulțumesc, mă! Tu ce servești aici? Sarmale. Cine le-a făcut? Bunica ei. Bunica mea. Da? Da. Nu te pricep să faci sarmale? Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. De Crăciun faci sarmale? Da. Sunt căutate? Sarmalele, da. Da? Și cum, ce oferi tu acolo? Sarmale? Sarmale, mămăliguță, smântână, ardei iute. Da? Da. Să aveți succes. Mulțumim. Un sandwich. Un sandwich, cum îl faci? Cu crenguști și ce dorește el. Și este căutat? Da. Da? Da. Și ai avut până acum, ai vândut destul? Da. Tu ai făcut prima șură? Da, sigur. Dar cum le-ai făcut? Cu ouă, cu făină, cu un cuptor și au ieșit. Căutate? Da, depinde. Acum o să înceapă să vină lumea. Da? Așteptăm. Așteptăm. Succes! Mulțumim! Moș Crăciun a sosit încărcat de daruri pentru toți copiii, însă nu a uitat să aducă și daruri pentru școală. Prin grija Holcim România, începând de la anul, elevii vor avea la dispoziție table interactive. Noi, de fapt, îl așteptăm pe moșul. A venit, de fapt, cu 4 table smart, lucru pe care n-avem decât să-l simțim ca o mare bucurie. Moșul trimis de Holcim ne-a adus 4 table smart de care ne bucurăm tare mult, cum spuneam, și care vor contribui la îmbunătățirea calității activităților noastre. Cu siguranță vor fi mai performante. În așteptarea moșului Crăciun, împreună cu copiii de la ciclu primar, am pregătit cântecele de iarnă, iar copiii de la gimnaziu au pregătit colindele, tradiționale colinde de Crăciun. Sunt convinsă că moșul le va auzi glasul și va veni, va poposi și la noi la școală și acasă la ei, complementar, să zic așa, activităților acestea artistice. Ne-am pregătit cu o mulțime de produse. Târgul de Crăciun, nu? Da, am inițiat târgul de Crăciun tradiționalul, să zic așa, că a devenit o tradiție, să zicem. Am văzut acolo și sarmale cu mămăliguță. Da, deci în anul acesta s-au întrecut și în zona asta a gastronomiei. Am văzut și clătite, deci copiii pe loc, ad hoc, s-au organizat așa, cu clătite, cu brioșe, cu sarmale. M-a făcut o surpriză. Da, o surpriză, cu toate că e post. Acum este o perioadă în care ne alegem și nu știu de cât vom rezista. Totuși, cred că astăzi o să facem un rabat și o să le degustăm pe toate. Sunt convinsă că ele sunt și mai delicioase atât timp cât este contribuția copilașilor noștri. Produsele care sunt podoabele de Crăciun, de asemenea, sunt create de învățători, de profesorii, diriginți, împreună cu copiii și părinții.
eu zic că sunt cu atât mai valoroase cât sunt produsul mânuțelor lor. Noi urmărim prin aceste activități să dezvoltăm competențele artistice, competențele antreprenoriale, să zic așa, și de asemenea dexteritatea lor în zona asta manufacturieră. Doresc ca minunata asta sărbătoare de Crăciun să-și reveze toată lumina în casele tuturor, în sufletele noastre mai ales, să fim sănătoși cu toții, să ne aducă noul an multă bucurie și sănătate. Doresc tuturor ceea ce îmi doresc. De joi, copiii intră în vacanță și îl vor aștepta pe Moș Crăciun de data aceasta în noaptea magică a nașterii Mântuitorului.